Și cu noi e doamna Polina Gheorghe. Polina, cum bună seara, Polina? Veniți alături de noi. E de acord cu tot ce e frumos, Polina. De acord cu tot ce e frumos, nu? Bună seara și la mulți ani, mă bucur că mă întâlnesc cu tizul meu, cu Gheorghe Gheorghe. Așa. Așa, eu știu comuna lui, că treceam mereu pe acolo. Ați fost pe acolo? Aha. Da, da, și? Știu, păi făceam traseul. Și salutați așa din mers. Polina, ai avut și tu întâlnire cu domnul Gheorghe? Polina a fost colega mea la Școala Populară de Artă. Ai avut întâlnire cu domnul Gheorghe? Da, da. Am avut întâlnire de la Școala Populară de Artă. Ne știm de mult. Atunci. Vreau să spun că astăzi se sărbătoresc Polinele, Paulinele, da? Petruțele, Petru. Mie părintele meu mi-a spus că de Sfântul Petru și Pavel eu sufeream și de ani de zile ni s-a spus că și noi sărbătorim de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, deoarece în latină se zice Paul, Paul, da. Trăiască multe trăiască Petru și Polina. Să fim sănătoși. Trăiască multe trăiască la mulți ani. Să ne cinstească, da, da, doamna Polina. Mar cinste. Da, ne-ați făcut cinste cu onoarea de a fi în această seară. Așa că, mulțumesc frumos și la mulți ani tuturor sărbătoriților, la ai mei cei din Râca, județul Argeș, satele învecinate, Siliștea, Gumeș, Miroș, pe acolo, că eu sunt pusă între județe. Cum era de Sfântul Petru și Pavel? De Sfântul Petru și Pavel, la noi în sat, de exemplu, se făcea târg și se duceau ai mei la târg de Petru și Pavel. Se făcea târg, dar oamenii sărbătoreau fiecare. Dacă aveai sărbătorii, tata, de exemplu, când noi n-am avut în neam Petru și Pavel, am fost doar eu, Polina, și îmi jeleam numele, că nu, de ce? Nu mi-a plăcut numele ăsta. Cum, doamne, să nu vă pentru placă? Că Nașa era o femeie foarte aspră. Așa? Și cât v-am mai spus, când mă duceam la ea, trebuia să știu. Să socotesc de mică. Adunarea, da? Mi s-a mai întâmplat și nouă. Nu, mă duceam în caietul ăla de tabla mulțirii, tremuram pe Valea, că așa? Eu sunt niște păraie pe și la noi. Și vă pedepsea? Numai nu mă pedepsea, mă punea la masă după ce îi puneam tabla mulțirii. Țin minte că m-am dus odată, după ce am terminat și eu liceu, mai târziu, aveam vreo 21 de ani, a pus Nașa masa rotundă, așa o măligă mare, așa ei știu, și niște bucăți făcute frumos, prăjite, și salată, făcuse ea și înghețată, ce după înghețata, și Nașa și Nașu și-au pus niște păhăroaie mari de țuică, pentru că ei... Nu erau oamenii să consume alcool, dar ei munceau foarte mult. Ce, hai fină! Și mi-a pus și mie un păhărel așa mic. Zic, nu pot nașe să beau. Nu, nu, hai, lasă că trebuie să capeți putere, să nu fii slăbănoagă, eram slabă, rău atunci. Și ce crezi tu că atât de tare am amețit, încât m-am dus acasă pe marginea pădurii? Că să mai dai o pădure, am luat-o pe sus și am zis, bă, poate îmi trece amețeala până ajung la pod. Eu zic să ne cânta, să ne treacă din amețeală, ce spuneți? Da, da? La mulți ani, la toată lumea. Ani. Și la mei din Râca și de peste tot. Oprește-te, neică-n poartă, firei tu să fii. Oar vrei să mă găsești moartă, firei tu să fii. Te-am vrăjbit, da, goanești ca ii pe drum, la firica dâncă drum, care cârciuma la drum, firei tu să fii, și îți dă bere și tutun, firei tu să fii, îți dă hoața tot ce vrei, firei tu să fii, și te duci la ochii ei, firei
tu să fii. Avem amintiri. De mă uitai ca un jandarm. Da, 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 mă uitai la poalele ei. Avea coadele pe spate. Le-a prins acum. Da, păi nu mai. Trebuia să nu le mai țin așa, că le bătea vântul. Eu mă duceam pe la festivaluri cu balada lui Brâncoveanu. Mă duceam cu balada lui Brâncoveanu. Și la un moment dat am plecat noi, nu știu de în ce gară, și era și el, era mai mult. Și la un moment dat a sosit trenul de București, dar noi tot râdeam, încât n-am mai avut timp și a trebuit să sar gardul. Ca nu să... cred. Ba da, și aveam o fustă largă și mi s-a agățat și fusta în gard. Dar vreau să spun. Și el mă striga când a pornit trenul. Nu striga, Brâncovene. Păcea Brâncovene. Dar nu vi s-a rupt fusta? Nu. S-a agățat un pic, doamne, că era... Nu că abia fustă ca lumea cea. Da, cam mai așa. Erau din materiale mai bune. Da, da. Eu vreau să vă spun și ca să așa? Știe da. Iubitorii de folclor, cine m-a învățat pe mine să cânt balada? Lasă, Polina. Da, sincer, era pentru sigur. Că eram la topul topurilor, da? Da. Și eu, când, ce-i cânțioane? Parcă o văd în cameră, că a venit în cameră la mine, da? Uite, cânt asta. Mă, dar tu nu știi o baladă? Bă, nu prea să cânt al unei balade. Adevărul ăsta este că noi... Care a fost prima baladă? Păi a fost aia, soldatul împușcat și ea mi spunea, uite, nu lungi așa, cântă uite așa. Și am trăit ce cânta ea și m-a impresionat și am cântat și am luat și topul atunci. Ce voce are, domne. Deci, da, păi nu că era colegial, să știi că eram foarte uniți, nu era invidia aia... muzicală. Ea face parte din genul epic. E o poveste în care intervii la un moment dat și cu recitativ. Povestește. Asta e diferența dintre baladă și doina. Da, ele se cântă pe o melodie improvizată și una și alta. Da, dar eu nu știind... Amintiri frumoase pe care o să le depunăm și data viitoare. Cu mare drag, dar să nu uiți, mamă, cam ochii ca prui și eu. Nu ca mura. Inima oricui.